ceea ce a reușit el, nu a făcut nimeni în România și nici pentru că va mai fi cineva care să poată să facă așa ceva. Adică ce a făcut, știu eu, Johnny Raducanu la vârsta lui și la, la propriul coile lui, a făcut Mircea, dar într-un mod mai divers și mai cuprinzător. Adică toată lumea îl cunoaște pe Mircea ca un mare pianist de jazz. Și poate mai puțin știu că este un extraordinar compozitor, care are sute de lucrări foarte, foarte reușite. Și unele dintre ele, o mare parte dintre ele, cu valoare de patrimoniu, care ar figura cu cinste într-o încă nescrisă colecție de teme de jazz autohtone. Asta se numește Real Book of Jazz, este o carte cu teme standard. Dar zice că teme din ele mele poate vine și într-un Real Book internațional. Va fi de pildă o piesă pe care n-am auzit-o de mult, să era copii, dar trebuie să numeam de Touch of Portrait. Și